Hello și bine ați venit sau revenit la un nou episod de Vlogtober. Astăzi am pregătit câteva parfumuri gurmande, cele mai gurmande parfumuri din colecția mea, aș putea să zic. Acele parfumuri care mă duc cu gândul la o prăjitură, care mă duc cu gândul la ceva foarte, foarte delicios, dulce și îmbrăcat în mult zahăr. Dacă mă urmăriți de ceva timp, poate că v-ați dat seama că eu sunt o împătimită a dulciurilor, atât în parfumuri, cât și când vine vorba de mâncare. Așa că dacă sunteți interesați sau interesate, vă invit să urmăriți clipul în continuare. O să încep cu această sticluță drăguță, foarte, foarte simpatică, în formă de pisică. Este de la Katy Perry, se numește Purr, dacă ar vrea să pună și focus pe ea. Și iată că prin spatele meu avem încă un Purr, care tocmai ce-a plecat sus. Ăsta este un parfum care miroase a compot de piersici. Doamne, cât de bine miroase! E genul ăla de piersică dulce, genul de piersică pe care găsi-o într-o prăjitură sau a sirop de piersici, mai degrabă aș putea să zic. Adică nu e genul ăla de piersică pe care o găsești musai în parfumurile de vară, cu toate că ăsta nu pot să zic că e un parfum greu pe care să nu îl poți purta tot timpul anului, dar mie asta mi inspiră o piersică foarte, foarte dulce. Al meu este pe terminate, din păcate, dar cu siguranță vreau să păstrez sticluța pentru că este una dintre cele mai simpatice din colecția mea de parfumuri. Știți că eu sunt înnebunită după pisici și nu pot să rezist în fața unei sticle care are fix această formă. Ca performanță nu pot să zic că este cel mai wow parfum, are un siaj moderat, are o persistență moderată, dar zic eu că pentru un parfum de celebritate, de vedetă, chiar face o treabă foarte bună și prețul... Bluza a pus să-și ascută ghearele, pentru că de ce nu, până acum a dormit, fix cum am aprins camera, a început să mișune prin casă, dar nu-i problemă. Ziceam că... Mai ales pentru prețul pe care îl are, eu zic că are un raport calitate-preț foarte, foarte bun. Și dacă vă plac aromele astea așa mai copilăroase, mai dulci, mai drăgălașe, atunci Katy Perry este parfumul pentru voi. Trecem mai departe la Montal Chocolate Greedy și, așa cum îi spune și numele, este un parfum care conține o bogată notă de ciocolată. Ciocolată cu cacao, cu cafea și combinată cu puțină coajă de portocală, deci... Pe mine parfumul ăsta mă duce fix cu gândul la momentele în care în casă se coc cozonaci, iar pe, nu știu, pe calorifer sau pe lângă aragaz ai pus câteva coji de portocală ca să te îmbie aroma aceea citrică în preajma sărbătorilor. Exact asta miroase. Este, ăsta aș putea să zic că este cel mai gurmand parfum din colecția mea. Nu este niciunul care să fie mai prăjituros decât el din punctul meu de vedere. Cei de la Montal îl categorizează ca fiind un parfum unisex, însă mie mi se pare că bate mai mult spre latura asta feminină pentru că este un parfum foarte dulce, foarte prăjituros, exact. Mă duce cu gândul, v-am zis, la un cozonac sau la o prăjitură dintre aceea, Black Forest, complet făcută din ciocolată. Deci e un deliciu în sticluțe de parfum. Mai departe, am aici Pink Sugar de la Aqualina. Stai să-l scot din tubul în care vine el. Cam așa arată sticluța. Ăsta este o vată de zahăr în sticluță de parfum. Miroase exact acea vată de zahăr cu miros de căpșune. Miroase a zahăr ars. Eu atât resimt din el. Mirosul ăsta de vată de zahăr, de bezele, de zahăr ars, combinat cu căpșuni. Acum nu vă imaginați că aromele acestea pe care vi le-am descris eu sunt cele mai naturale arome. Sunt niște arome destul de sintetice, dar mie una îmi plac foarte mult. Ceea ce mi se pare ciudat la parfumul ăsta, eu nu am această problemă, dar am auzit lucrul ăsta la una dintre prietenele mele și am mai citit și pe Fragrantica același lucru, este faptul că mulți spun că în acest parfum se simte o notă de pătrunjel. Eu nu simt nicio notă de pătrunjel și bine că nu o simți pentru că nu prea îmi place mirosul de pătrunjel. Nu, atâta simt. Eu simt ceva foarte dulce, foarte zaharisit. Atât pot eu să simt din el. Pentru prețul pe care îl are, este un parfum foarte ieftin. Aș zice că se descurcă excelent. Are o persistență foarte bună și siajul este moderat spre mare. Nu este nici cel mai mare, adică nu te simte nimeni de la 7 poște distanță. Dar nici nu trebuie să se apropie cu nasul de tine ca să simtă ceva. Deci zic eu că raportul calitate-preț la acest parfum este unul chiar foarte, foarte bun. Următorul parfum pe listă este un alt fel de gurmand, asta pentru că nu miroase musai a prăjitură, dar miroase a un ingredient din mâncare și anume chili. Este vorba despre Agent Provocator Fatal Intense, el cam așa arată, îmi place foarte mult sticla, mă duce cu gândul la un rubin.
Iarăși un parfum ieftin cu niște calități foarte bune, cu o persistență mai mult decât ok, cu un siaj la fel moderat spre mare. Nu este niciun parfum care să te dea afară din cameră în momentul în care vine cineva lângă tine și este dat cu acest parfum, dar nici nu pot să zic că nu îl simți. Ce simt eu cel mai mult din acest parfum este evident acea notă de chili, o notă ce mi se pare destul de neobișnuită pentru parfumurile, mai ales din această categorie de preț, pentru că și ăsta iarăși în jurul la 100 de lei, poate chiar mai puțin. Mai simt vanilie în el și mai simt o ușoară urmă de pielărie. Pielăria aceea care se folosește la încălțăminte, îmbrăcăminte, genul acela de miros. Este un parfum foarte interesant. Uite, ăsta este un parfum despre care aș putea să zic că duce mai mult spre parfumurile unisex, cu toate că el este destinat sexului feminin, pentru că nu are acea dulceață ieșită din comun. Nu este o prăjitură, cum este, spre exemplu, nu știu, Aqualina sau Chocolate Greedy de la Montal. Adică e un parfum total atipic din punctul meu de vedere, mai ales pentru categoria asta de preț, pentru că v-am zis, bate undeva în jurul la 100 de lei, poate chiar și mai puțin. Una peste alta, chiar vi-l recomand dacă doriți să aveți parte de o aromă ceva mai diferită, o aromă pe care să nu o simțiți musai pe toată lumea. Următorul parfum pe listă a fost denumit de multă lume ca fiind o tartă cu lămâie. Este vorba despre Lolita Land de la Lolita Lempicka, care are o sticluță foarte, foarte drăguță, mai ales capacul are aici o căprioară, un melc, are mai multe animăluțe așa într-un singur capac. Și trebuie să vă recunosc că în momentul în care eu am luat acest parfum, la prima mirosire, pe mine nu prea m-a dus cu gândul la o tartă cu lămâie. Într-adevăr, mirosea ceva prăjitură, dar nu mă ducea neapărat cu gândul la o tartă cu vanilie, așa cum îl descria toată lumea. Însă, pe măsură ce l-am utilizat și l-am descoperit din ce în ce mai mult, am început să găsesc și eu acea asemănătoare cu vestita prăjitură. Este un parfum într-adevăr delicios, un parfum cu arome dulci de vanilie, cu arome citrice, un parfum care zic eu că merge pentru orice perioadă a anului, dar l-aș vedea cel mai potrivit pentru perioada sărbătorilor, când ne înconjoară efectiv prăjiturile din stânga și în dreapta. Zice că dacă te dai cu parfumul ăsta, te potrivești perfect cu decorul din jurul tău de la masa de sărbători. Ce pot să vă zic despre parfumurile de la Lolita Lempicka? Eu am două, parcă doar două am, dar ambele m-au impresionat pentru că au un raport calitate-preț excelent. Aromele lor, în primul rând, sunt destul de originale, adică nu sunt neapărat genul de mirosuri pe care le găsești musai în orice parfum, dar mai mult decât atât și calitățile gen siaj și persistență sunt top, deci pe bune, pentru un parfum care costă atât. O să vedeți că și următorul parfum este tot de la Lolita Lempicka și despre acela o să vă spun același lucru, că are niște performanțe super, super bune pentru prețul pe care l-au, repet. Cum ziceam, un alt parfum de la Lolita Lempicka este acesta în sticluță albastră, care, sincer, nici nu știu cum se numește, original? Oare? Cred, nu sunt sigură. Dar acest parfum, doamne, miroase în primul rând a cireșe, a niște cireșe așa acrișoare, amare. Pe mine acest parfum mă duce foarte tare cu gândul la niște bomboane de la Silvana cu vișine și căpșuni, dacă nu mă înșel, pe care le aveam când eram mici, erau așa într-o pungă mov și erau bomboanele mele preferate. Știu că în momentul în care le spărgeai aveau ceva așa, o pastă de fructe în ele, erau foarte bune, v-am zis, erau bomboanele mele favorite. Iar în acest parfum resimt exact acea aromă, o aromă de cireșe cu amestecat cu puțin lemn dulce. Genul acela de lemn dulce pe care tot așa îl găsești în bomboane, mai ales bomboanele pentru dureri în gât. Da, știu, o asociere foarte interesantă, dar la fel este unul dintre parfumurile mele preferate, un parfum cu care am așa o legătură emoțională strânsă, pentru că mi-aduc aminte de acea aromă din copilărie. Și mai mult decât atât, cred că am mai spus asta despre acest parfum, dar când îl miros, mă duce cu gândul la o sărbătorită de majoratul ei. Nu știu de ce, într-o rochie așa de prințesă, chiar are un miros de prințesă acest parfum. Nu că aș fi mirosit vreodată vreo prințesă, dar cumva la asta mă duce pe mine cu gândul. Foarte mult îmi place și dacă nu l-ați mirosit până acum, chiar vi-l super recomand. Și ultimul parfum pe listă este acesta de la Le Note Gourmand Reminiscence Heliotrope. Cam așa arată.
am impresia că vi l-am mai arătat poate chiar în primul episod de Vlogtober, în acela cu parfumuri pentru toamnă, dacă nu mă înșel, dar nu-i problemă că vi-l mai arăt odată. Este un parfum gurmand cu miros de vanilie și migdale. Deci dacă vă plac migdalele, în parfumul ăsta le simțiți din plin. E o migdală pură, o migdală foarte delicioasă, mai ales combinată și cu acea aromă de vanilie, direct prăjitură cu migdale. Acolo mă duce pe mine cu gândul, un parfum foarte mâncabil de altfel, dar nu pot să zic că atât de persistent, după părerea mea, nici siajul nu este extraordinar. Însă nu mă deranjează să-l reaplic pentru că are o aromă super plăcută. Într-adevăr, sticla e un pic cam măricică ca să o carim poșetă, dar dacă ai o poșetă mai mare, n-ai nicio problemă. Și mai mult decât atât, sticla asta mă duce așa cu gândul la o măsuță dintre aceea cu oglindă, cu machiaje, super, super retro, super, super vintage. Poate de pe vremea când bunica mea era tânără, să zicem. Cumva în direcția aia, în timp, mă duce pe mine cu gândul. Dar una peste alta nu este un parfum rău, v-am zis, mirosul chiar îmi place. La început când l-am cumpărat nu pot să zic că m-a dat atât de tare pe spate, dar pe măsură ce l-am folosit chiar pot să zic că a început să-mi placă super, super mult. Și a fost valabil și pentru acesta de la Agent Provocateur Fatal Intense. Deci ăsta aproape că nu mi-a plăcut deloc în momentul în care l-am luat. Dar folosindu-l am început să iubesc și cumva într-acolo mă îndrept și cu acesta de la Reminiscence. Încep să îl iubesc cu adevărat. Și cam acestea au fost parfumurile din clipul de astăzi. Spuneți-mi și voi în comentarii care sunt gurmandele voastre preferate. Chiar sunt curioasă să descopăr arome noi și super, super mâncabile. Până una alta, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare dacă ați ajuns până la finalul clipului. Și nu uitați că ne revedem mâine cu un nou video. V-am pupat! Pa, pa!